Salutare prieteni și bine v-am regăsit astăzi la un nou videoclip cu Far Cry 5. Am văzut că v-a plăcut acel episod și am zis hai să mai continuăm să vedem ce putem să facem în acest episod. Eu deja, cum puteți vedea, m-am jucat ceva din acest joc, nu foarte mult, dar m-am jucat încă să-mi dau așa cu părere să vă spun dacă jocul ăsta merită și vă spun sincer că merită din toate punctele de vedere, grafic, povestea la fel m-a atras foarte mult, e ceva diferit în sensul că povestea e mai bine făcută. Bine, de fapt, știi, urmărește același fir și ești pe o insulă, tu este un timp rău, iar tu te să-l omori. Cam practic, pe asta se bazează Far Cry, nu e, eu știu, ceva diferit față de celelalte Far Cry-uri, dar acest joc, credeți-mă că merită să fie cumpărat. E, bă, parcă e altceva, nu știu, deci am senzația că am libertatea asta, știți? Adică, să mă urmărește și elicopterul ăsta. Da, sunt ai dracu, știi, trebuie să stau la adăpost, că de nu mă... Da, mă, să-l omor, mai vedem ce se poate întâmpla, ce dracu. Ia, uite, să trag în ei. Trebuie să... Aolo, ce trage nebunul ăsta! Aha, hai că l-am bulit, ia ce cum se atunci, ia! Shit, son! Mamă, chiar că așa au luat-o urât de tot. Așa, bun, ce vreau să vă zic este că îmi place foarte mult că este spațiu, frate, adică în Far Cry 3, cel puțin, după părerea mea, aveam o stare de sufocare, adică erau, practic, cam, jocul era cam îngust, în momentul când te plimbai cu mașina, nu era, eu știu, spațios, eu știu drumul cum e în Far Cry 5, pentru că, ia uite, vedeți, avem aici libere, totul e așa destins, nu e așa sugrumat, știi? Asta mi-a plăcut foarte mult la Far Cry și povestea e mișto, personajele sunt foarte bine făcute, controlate, adică, bă, sunt ca lumea, frate, deci dacă Far Cry 4 a fost, la capitolul personaj a fost drastic, deci a fost nașpa, deci singurul personaj care mi-a plăcut mie din Far Cry 4 a fost Pagan Min, deci el a fost totul. Bun, hai să facem și o misiune, că de mult că am vorbit, mă rog, hai să facem, să eliberăm un port. Un port, un de-asta, cu nebă, un outpost. Nu să ne ducem aici să vedem cam despre ce este vorba și după aia mai vedem ce facem. Asta mi-am propus să fac astăzi, dar înainte să trecem la acel outpost, vreau să vedem puțin la arme. Ia, dacă oare avem weapons, ia să vedem. Opa, aveți și lopat, aveți și de-astea. Oho, 9000, suntem săraci. Da, deci suntem cam săraci, deci nu prea avem... E ce asta? Mamă, avem bâta lui Negan! Avem buta lui Negan, bun. Mamă, deci pe asta vreau să eu, să-mi bag piciorul, asta vreau să eu, să-mi bag piciorul. Aia că n-avem bani, băi, suntem săraci. Putem să... Nașpa că nu putem să luăm un leasing. Dar asta e partea a doua. Și hai să băim și radio, pentru că nu ne trebuie. Și aia fi cum acum să nu filmez, pentru că am încercat aseară să filmez de vreo 4 ori un gameplay și tot nu mi-a reușit, nu știu din ce cauză, dar acum văd că am... Îmi iese bine și... Na, Dumnezeu cu mila. Avem ceva de mers și ia uite, deci, da, deci ăștia te atacă angro, deci dacă te văd, se țin după tine, să sperăm că nu ne omoară acum, pentru că vreau să iau un post. Da, se țin băieții după mine. Asta mi se pare cel mai enervant lucru, pentru că ești tot timpul vânat și, na, e destul de fucked up. Adică chiar nu se lasă băieții ăștia, eu să-l trag în ei ca să-i omor. Dacă l-am urmărit pe șofer, să sper că nu o să ia locul. Aș vrea să facem un pic de stealth aici, dar se pare că nu putem. Mai avem, normal că mai avem. Mai avem 60 de gloanțe, așa că hai să le folosim cum trebuie. Hai că ești mort. Hai că au luat și muniție să-și încărcăm, pentru că avem nevoie de... Holy shit! Mama, dar grafica arată superb, frate, deci arată să-mi bat piciorul. Gata, asta a fost, mai trebuie, mă. Bum. Exact asta ați dorit să... Ia, asta ce eu se moare tipul ăsta. Deci trebuie să fiu foarte atent să nu cumva să moară. De drive. Ok. Haide, băiatul. Ideea este că avem și un camion și un câine. Nu știu cum se activează câinele. Dar e, te ajută foarte mult. Mi se pare că îl cheamă Boomer sau ceva de genul ăsta. Uite, vedeți câinele ăsta al meu ăsta, da. Bă, ușor, cuță câine, dar al meu. L-a omorât pe aia. Bă, stai că nu era câinele meu, bă, marș.
A dracu, două gloate și tu nu mori. A dracu, a dracu, javră. Și-am crezut că era câinele meu. Mi se părea mie chiu prea urât, dar... Așa se întâmplă în România, te atacă câinii pe stradă, bun. Oare aș putea să iau asta să duc acolo? Nu prea putem. A, trebuie să... Bă, aici avem un rocket launcher ceva de genul ăsta. Uite, că furăm banii de aici, nu sunt mulți. A, e dracu, avem 1000 de dolari în câștigat. Acum vrea să găsesc un rocket launcher, dar se pare că nu găsim. Așa că o să... Dar cu grenadele habar, nu știu cum dracu ai putea tu să... activezi grenadele, pentru că am deja una de-asta. A, uite, vedeți, gata. Aulă, să nu... Hai că am... A, și pe... pe timp, adică gen... nu poți să stai cu grenada mână ca în... CSGO. Da, nu prea poți mai faci nimic, dar măcar am încercat, pentru că nu mai am niciun fel de grenadă. Hai că explodează acum. Gata. Hai că a explodat. Oh, aveam o grămadă de chestii de genul ăsta, ok. Ai mai trebuie să mai fie ceva, nu mai trebuie să mai fie nimica. O să fac așa un pur și simplu în gameplay, oare ăștia ce să fac? Opa, mai avem deja un glonț. Shit. You son of a bitch. Deci mai avem de-abia un singur glonț, deci trebuie să ne descurcăm foarte bine. Avem aici un shotgun, îl luăm în caz pentru că o să mai facem nebunii cu el. Asta ce are? Nitro, dinamită, foarte bine, o să ne folosesc asta mai târziu. Hai să ne ducem acolo, pentru că nu asta era cultul ăsta, outpostul nostru. Sincer, am căzut un outpost, dar sau probabil că era, da, era un outpost. Eu uitați cum intră dita mai animalul, frate, deci foarte, foarte mișto jocul. Și vedeți că aveți spațiu, frate, deci dacă te mai urmăresc, ăștia e partea a doua, e frumusețea jocului. Bine, dar și în Far Cry 4 te urmără, dar parcă aici e ceva, sunt agresivi. Și nu știu cum se uită, e că cum neapărat te găsesc, frate, adică... Ia uite cum intră-i, dracu! Mă, uitat am... Futu-s, maica, mă, ia vină cu amă. Câte o... Hai, câte-am dat arma. Păi... Dar ați văzut cum m-a uitat când m-a uitat de mine? Fără niciun stres, a intrat băiatul mine ca în pui, ca în brânză a intrat. Opa, aici e ceva mai complicat pentru că avem 100... Sper că n-avem... ia binocul, avem sniper cumva? Na, nu cred că avem. M-au și văzut până mi-a... Perfect. Să sper că nu o să murim. Da, trebuie să am două arme la mine, dar bou de Dragoș nu și-a făcut. Aștia mai și supraviețuiesc. Mama, aruncă ceva cu grenadă. Holy shit, câți vin, frate! Mama, și chiar e greu rău, iată, ia. Take it. Ce dracu, ce mama dracului. Oh, nu, 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 să căști, sunt aici. Hai să ne ocupăm de ăștia. Vedem unul pe aici. Mai avem 12 gloanțe, ceea ce este... Suntem foarte limitați la arme. I-am luat armele astea și acum mergem pe aici să vedem dacă mai există... Nu știu, un fel de rocket launcher pentru că te ajută enorm în jocul ăsta. De fapt, în toate Far Cry-urile te ajută, dar aici parcă am nevoie de el mai mult. Avem și un molotov. Ok, aici avem un avantaj pentru că suntem deasupra și putem să ne și ascundem. Adică suntem mai greu de urmă, de ciuruit. De fapt, suntem cu capul descoperit, acele lucruri e cam nașpa, dar... noi suntem mai buni, avem, colectăm acum și astea, gloanțele. Ia. Ok, hai că poate că i-am urmărit pe ăștia foarte frumos. Bun, hai să vedem acum... ce mai avem de făcut? Libertă atâta? Sau mai trebuie ceva? Că habar n-am, mă. A, că ăștia mai sunt în viață, bă, că... Noi trebuie să îi omorâm ca lumea, să se tragem la cap. În Far Cry 4 nu era așa, ceea ce lucru îmi place că se îngreunează situația în jocul ăsta. Doar ce trebuie să mai distrugi, adică? Sau cam asta-i totul? Au, avem un sniper. Dar l-am ucis și pe ăsta repede. Nu știu cum se eliberează outpost-ul, pentru că, sincer, n-am eliberat cam niciunul. Nu știu dacă funcționează cam 4 să-i omor pe toți. Să sperăm că așa este, pentru că, na... Se eliberăm un cult, asta înseamnă să distrugem pe toți oamenii ăștia. O provocare pentru Blood & Wurst, hai vedem.
Și bam, gata. Green Batch a fost eliberat. Da. Ia uitați, foarte frumos. Îmi place foarte mult stagul, emblema ăstora. E săptămână cu acea templierilor. Parcă, nu? Da, și bai, nu știu dacă mai există, eu știu, niște misiuni de-asta secundare sau chestii de genul ăsta la outpost, pentru că Far Cry 4 îți dădea o misiune, îți mai dădea încă o misiune, iar ce te poți culca, nu te poți culca, din păcate. Nu mai simte dacă în Far Cry 4 puteai să dormi, sau, eu știu, exista un perk cea de genul ăsta. Ok, sper că ne-am mai dat și asta o misiune. Bun, să vedem dacă avem niște upgrade-uri pe aici, challenge-uri, perks. Avem 16. Oho, hai că avem o grămadă de făcut. Mamă, dar avem o grămadă, frate, și nebun. Și avem nevoie de astea. Ok, se pare că aici nu prea mai avem de făcut. Încerc să fac cam tot ce se poate, de se pare cam casa. Doar atâta mă putem? Atât? A, costă 9, de se pare cam asta, ok. E bine că ne-a făcut abil la viață pentru că o să ne folosească. Avem acum la mici, vedem ce mai putem să mai... Asta e cam... e prea mult de mers, așa că o să mă limitez doar la ce mai putem să mai facem pe aici și să vă arăt gameplay. Mai vă arăt așa încă un gameplay, pentru că ăla a fost un fel de prolog. Armed Convoy, aici avem un fast travel, ceea ce este ok, în caz că murim. Eliberate în Alcust. Ok, să eliberez și poasta care e la 156 de... sau cât era, 1500, nu mai știu cât. Bă, și dacă vă place acest episod, nu uitați să mă susțineți. Eu să încerc să postez din ce în ce mai des, nu știu acum dacă vă place sau dacă nu vă place. E de la alegerea voastră. Știu că, cred că o să vă placă pentru că e joc nou și și mișto, adică nu e un căcat de joc, nu e dezamăgire. Mă, cred că asta ar fi prin jocul meu preferat din seria Far Cry, adică primul nu mi-a plăcut foarte mult, nu pot să spun că a fost leșinat după el, cu toate că mi-a plăcut ideea foarte mult, adică na, primul, frate, preistoric, așa, mi-a plăcut ideea foarte mult și chiar se vede că a fost lucrat jocul, adică da, a fost așa o durere în pulă și chestia asta e de apreciat, adică na, când developerii vor, chiar vor, frate, să facă un joc bun. Ia uitați, deja ăștia mă atacă. A, dacă te-a la roci, nu... te-am luat, mucosule. Așa. Eu o să încerc să nu mă bag cu toți, pentru că nu vreau să-mi consum muniția. Așa că o să mă las, așa că o să îi las în pace. Și sper să se vadă bine atâta, sper că să n-a surprize de genul ăsta, pentru că de obicei când merge o filmare bine, se întâmplă ceva rău cu filmarea sau... Așa că sper să-ți meargă bine, din tot sufletelul meu. Bă, dar să cum de bani știu, mă, că sunt în spatele lui. Hai, dracu să fiți. Ok, hai să vedem unde... Sunt curios dacă există sniper, dacă e că aici sunt sniperi. Da, e un sniper, ceea ce e nașpa. Bun, hai să vedem... Hai acum să... ne găsim să-l omorâm pe acel sniper. Oare cu arma asta avem mai mult... ba, da, e altceva. Că l-am omorât. L-a apucat că mi-a luat pe toți. E cam nașpa că nu-i pare i-vă pe aici și trebuie să cobor. Dar dacă aș coborâ... Da, e ca fi cam nașpa, așa măcar pe aici aș putea să-i văd oarecum. Nu e dracu trageți mă ăștia, bă, parcă ăștia vă prin pereți, văd... Mai e unul aici. Ha, mă, șmichere. Nu! Motherfucker! Joseph Seed e un loser, nu e aici să vă protejeze, așa că sunteți pe compră, băieți. Așa, că v-am luat și pe aici. Lua și de aici, bă, băieți.
Aia că dacă n-am murit ăla cu dinamită, e clară situația, e clară treaba. Hai că văd că cu mulțea mă descurc chiar bine și chiar mă reușesc să-i omor cam din prima. Nu mă chinui foarte mult. A, mi s-a consumat și asta. Tama când mă lăudam. O, și sper că nu. Holy shit, dude! Wow, aici m-au luat. Deci, cam... Da, aici trebuie să fiu mai bine pregătit. Pentru că sunt și de ăștia foarte strong, ca să zic așa. Ce să vă mai arăt? O să mă plimb acum puțin să vă arăt cam care este mapa, cu toate că ați mai văzut-o. Și probabil că știți, dar eu mor de cald acum. Fu, mamă, deci afară sunt vreo 35 de grade. Și murim. Deci o să renunț la acest outpost, o să merg mai departe. Așa că... Pai câte prifață lor așa frumos. Bă, ca și grafică e foarte mișto. Sunt curios dacă menționează pe Vas și pe Pagan Min. Asta sunt chiar curios dacă îi menționează pe ăștia. Și acționează pe deci în Montana, parcă. Cea de genul ăsta, da, în Montana. Așa, v-am zis, grafica e super marfă. Îmi place foarte mult. Driving-ul e cel ok. Mă rog, e cam celălalt de fapt, că nu poți să schimbi ceva deosebit. Pace că te poți întoarce. Bine, se putea și în celelalte Far Cry-uri. Și, frate, aveți libertate, frate, aveți de toate, aveți personaje diverse, adică nu e gen un singur personaj. Sunt mai multe. Dacă nu... Mamă, dar nu mă ciuresc ăștia... Ce vreți, mă? Ce vrei, mă, boi? Băi, uite, bă, cum s-a urcat azi? Băi, al dracu boschetar. Al dracu boschete. Așa, asta o să fie un clip... Să sper că o să fie un clip mai lung, pentru că n-am mai postat o săptămână. Mă rog, știți voi cheful ăsta de al meu de YouTube. Nu prea mai am chef așa să fac YouTube și chestii de genul ăsta. Și de asta mai bine postez YouTube care de 2 ori pe săptămână. Cu toate că am calculator mai bun și permite să înregistrez jocuri mai noi și la o calitate mai bună. Pentru că cu fostul meu PC chiar nu puteam să fac treaba asta, adică era imposibil. Deci dacă vă întrebați, da, puteam să joc Far Cry 5 și pe vechiul calculator, dar mai bine e cu ăsta. Adică, da, că pe ăla aveam stuttering și ceva de genul ăsta. Acum vreau să-i vii pe ticăloșii ăștia. Sper că nu se țin pe mine. Și unde dracu am ajuns aici, mă? Am exact unde de-aici mi-e și scandal, normal. Opa! Așa ca de final. Acum am gloanțe, știi ce zic? Erau și în spatele meu jigodile. Hai mă, unde mai sunteți? Hai să ne urcăm aici. Să avem... să țintim mai bine inamicii. Oare nu trag în asta. Mă, dacă aș fi avut-o, ia. A, bă, da, pe dracu, am încercat să fac aici o schemă, dar după mi-a reușit. Ia uitați cât de e aici, cred că e o pistă de avion. Ceva de genul sau un nou airplane. Ce engleză de baltă am. Hai, dracu, să fiți. Da, aici în joc trebuie să te descurci cam cu tot ce poți. Ia, Nick Rai. Bă, sper că tu ai murit acolo, da? Așa, nu, că era, am vrut să fiu sigur. Normal că mai e unul, dar oare asta explodează? Nu cred. Sau ba da. E ca un fel de Kinder Surprise, aș vrea să trag în el, dar mi-e frică, nu să trag acum. Mamă, mai sunt? Nu mai sunt, nu mai niciunul. Gata, atâta? Doar atâta, mă, doar câțiva băiți? Shit, dude. Ok, hai să vedem. We're fucking trapped! I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked! Please, my family needs your help. Și chiar crezi că poți să pleci de aici? I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch.
It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Nah, I got you, dude. Bun, lume, cam asta totul pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă, evident, v-a plăcut și vreți să mai vedeți clipuri cu Far Cry 5, în continuare v-aș ruga din toți fățelul meu să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Iar noi o să ne vedem data viitoare, așa că fiți pe fază. Pa, pa!